În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat. O temă pe care am ales să o dezbat astăzi la această conferință, care a mai fost numit și seminar aici, dedicat Părintelui Ghelasie, conține în sine două interogații, respectiv titlul Isihasm ecleziologic sau ezoterism isihast, antropologie iconică sau antropologie apofatică. Este vremea confruntării dintre mistici, ne spunea cândva Părintele Ghelasie. Pentru isihastul de la Frăsinei, contextul este diferit astăzi, pentru că nu mai reclamă o raportare mistică la filozofia speculativă nominalistă sau discursivă. Nu mai este de actualitate cearta misticii cu filozofia. Apare provocarea lecturii unui raport interreligios prin prisma misticilor. Este important să se precizeze isihasmul față de yoga, de cabala, de sufism, de ezoterism metafizic. Aceste practici spirituale cu suport ideologic îți asigură întâlnirea cu Hristos și te duc în același eschaton? Sunt sub aceeași adumbrire a Duhului? Se întâlnesc toate undeva cândva, chiar dacă fiecare merge pe căruia sa, pe căruia lui? Mistica prin ea însăși nu te mai reprezintă ca un cec în alb, absolvindu-te de erori și de inadvertențe. O afirmă și Gershom Scholem, în curente majore ale misticii iudaice, cu referire la misticile eretice gen șabatianism sau chiar hasidism. Pe de altă parte, există o dinamică a întrupării filocalice de specific isihast, prețuită de Dumitru Stăninoae sau de Părintele Ghelasie, care au scris despre isihasmul carpatin. Suntem deci într-o altă paradigmă decât în cea grecească. Ioan Culian, în Gnozele dualiste, făcea referire la o sectă valentiniană care mărturisea formal simbolul credinței niceo-constantinopolitan, conținutul mistic fiind însă unul heterodox și gnostic. Pentru a ne înțelege mai bine, avem nevoie de repere antropologice precise, consistente. Cine mai recunoaște astăzi distinția ghelasiană dintre isihasmul minții care coboară în inimă și isihasmul Duhului de suflet? La fel de capitală este distinția dintre ființa necreată și ființa de creație. Fără acest instrumentar metodologic și practic, ești mâncat la propriu. Ajuns să crezi că orice mistică proferată are conținut de adevăr și te duce la Dumnezeu, când în realitate nu te întâlnești în cel mai bun caz decât cu sufletul tău. De aceea am încercat să aleg un studiu de caz, avându-i ca subiect pe doi exponenți ai ezoterismului metafizic, Andre Scrima și în subsidiar René Guénon, ghidat fiind de metodologia isihastului din Frăsinei. Antropologia apofatică a fost o temă pentru Scrima, a și apărut o lucrare la Humanitas acum vreo 20 de ani, intitulată Antropologia apofatică. Deși volumul cu același titlu nu pare a fi epuizat subiectul sau pur și simplu a fi încheiat, notele pot fi sclipitoare, dar rămân totuși niște note, păstrând inevitabilul lor caracter fragmentar. Partea a treia a manuscrisului are două capitole, Dimensiunile ființei și chipul ipostatic. Acesta, din urmă, este reprezentat doar prin titlu, fără conținut, fiind avertizați de editor că aici sfârșește manuscrisul. Încercarea de a surprinde întregul din părți este un risc al reconstrucției aproximative, determinat de un posibil profil iconic, mai mult sau mai puțin clar, care se poate îndepărta de viziunea teologului. Totuși, în Dimensiunile ființei, capitol din Antropologia apofatică a lui Andre Scrima, afirmă că omul este o existență compusă din elemente diferite, organic, anorganic, animat, inanimat, trup și suflet, natură, supranatură. Ce înseamnă natură și supranatură raportate la trup și suflet? Ce înseamnă ființa umană ca multiplicitate sintetică, aici citez, structura umană compozită, caracterul multipolar al naturii umane, prin raportare la natură și supranatură, respectiv la faptul că natura și ipostasul nu sunt categorii substanțiale diferite, dar prezintă distinție modală și ierarhizare, în sensul că persoana este întreaga natură omenească și ceva peste ea. Afirmă că ansamblul ființei noastre este înfășurat în totalitate de principiul ipostatic, de persoană și se exprimă în acesta și de acesta. Care este natura naturii ipostasului uman la Andre Scrima? Care sunt nivelurile ipostasului? Este vreo distinție între ipostas și principiul ipostatic care ar fi de fapt persoana?
Ipostasul, principiul ipostatic, persoana sunt termeni interșanjabili, desigur că acești termeni l-au preocupat foarte mult respectiv antropologia și pe Părintele Ghelasie și de aceea paralela dintre antropologia lui Scrima și critica pe care am extras-o din scrierile Părintelui Ghelasie. Ce sens are acest peste? Dacă ipostasul ține de natură realizând univocitatea tuturor nivelurilor sale supra natura, de ce ar ține? De ceea ce transcende ipostasul, anume de Dumnezeu? În capitolul mai sus pomenit amintește de patru dimensiuni ale ființei. Lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea. Lungimea respectiv materia sau corpul, lărgimea regiunea vieții afective și conative, cu elemente organizate psihologic, înălțimea zona propriu-zis noetică a intelectului pur, asociată cu înțelegerea meta-rațională a realității și adâncimea caracteristică a centrului, esența ascunsă a ființei, locul prezenței Duhului, absolutul uman, omul ascuns, interioritatea ultimă. Adâncimea fi dimensiunea inimii de taină, nucleul inefabil din ființa umană, al cărui mod specific de cunoaștere este apofatismul ca transcenderea cunoașterii discursive. Scrima afirmă că adâncul ființei, așadar omul ascuns, nu reprezintă în fond altceva decât chipul dumnezeiesc din făptura noastră, la care adaugă. Cea mai puternică manifestare a adâncimii noastre, aceea care îmbrățișează întreaga ființă, este chiar personalitatea, sigilul distinției metafizice a creaturii omenești. Ipostasul este manifestarea acestei adâncimi pe care o califică drept omul ascuns sau chipul dumnezeiesc din om. Dimensiunea apofatică, adică adâncimea, cea dincolo de lungime, lărgime și înălțime care reflectă o structură triadică, este inima sau omul ascuns ca însuși chipul lui Dumnezeu din om, iar personalitatea este manifestarea acestei adâncimi. În această schemă a lui Scrima avem, pe de o parte, acest adânc inefabil, omul ascuns, iar pe de altă parte, ipostasul. Între ele subzistă o identitate care nu exclude realitatea distinților, ne spune dumnealui. Pentru a ajunge la chipul omului ascuns, trebuie să trecem prin expresia sa din afară. Ipostasul este omul exterior, iar omul interior este chipul dumnezeiesc din făptură. Prin aceasta, el prezervă distinția dintre ipostas și chipul dumnezeiesc, ca între natură și supranatură. Antropologia apofatică a lui Scrima propune o structură metafizică, dincolo de termenii folosiți. Chip, persoană, personalitate, principiu ipostatic, care se situează în afara spațiului ecleziologii răsăritean, deși pare că l-ar mărturisi. În antropologie isihastă, sufletul este chipul omului triadic, de persoană în sine, care nu este chip dumnezeesc, ci asemănare de chip dumnezeesc. Dincolo de persoana creată se află paradigma divină, modelul veșnic după care în asemănare a fost creat omul. Chipul are un caracter identitar și este triadic. Actualizarea antropologică de secol XIV, Grigore Palama, Calis Catafigiotul, detaliază chipul triadic al sufletului și distinția dintre suflet și puterile lui. Dincolo de suflet este modelul paradigmatic, care prin raportare la caracterul transcendent al sufletului față de puterile lui, este un transcendent al transcendentului. Este o relativă discontinuitate ontologică între suflet și puterile lui, respectiv între suflet și capacitatea iconică. Mai departe, Andrei Scrima spune că distinția dintre substanță și energie aplicată la om conduce la determinarea profunzimii omului la noțiunea persoanei. Termenul substanță se referă la ceea ce este ascuns în lucrul sensibil ca fundament ontologic al acestuia. El poate avea conotația unei materialități subtile, intrând printr-o schemă metafizică, într-un ordin genonian al principiului nemanifestării manifestate. Aristotel și teologia scolastică au folosit expresia substanță transcendentală cu trimitere la substanța divină, dar la noi formula Palamita a consacrat distinția dintre ființă și energie. Pentru a pătrunde în realitatea ontologică a apofatismului, e nevoie să se opereze cu distinția dintre substanță și energie. Ipostasul ar fi manifestarea personalității în analogia substanță și energie. Printr-un ocol discursiv, Părintele Scrima identifică adevăratul model antropologic universal care este Iisus Hristos, ales însă în cadrele avatarice ale unei omenități exemplare. Ce ne spune însă Sfântul Pavel? Paștele nostru Hristos. Paștele nostru Hristos s-a jertfit pentru noi. Deci Paștele nu este ceva, nici celălalt, ci este cineva. Paștele nu este un eveniment, ci o persoană. Condiția umană este una pascală, a trecerii de la moarte la viață, nu una a itineranței în Duh. Orice conversație teologică responsabilă este de preferat a fi purtată pornind de la premiza metafizică inconturnabilă a dumnezeirii Fiului și a învierii sale din morți.
Nu întâmplător, prima discuție teologică decisivă, Sinodul I Ecumenic de la Nicea, reflectează la dumnezeirea Fiului, întrupat în timp din mamă fără de tată, iar în veșnicie născut din tatăl fără de mamă. Acesta ar fi scandalul istoriei, cel al ființei absolute care se pogoară în timp, lăsându-se circumscrisă pentru o vreme fără a fi circumscrisă nici de cer, nici de pământ. Cei doi poli ai cristologiei arhimandritului Scrima par a fi arianismul masonic filtrat prin genon, asimilat a posterior printr-un model islamic iconoclast, dar și Hristos ca avatara din ideologia orientală. Stilistica lui teologică, impecabilă, cosmopolită, cu referențialitate polimorfă, ca expresie îngrijită a unei scriituri mature, informația prodigioasă, experiența în spații religioase diferite, fenomenologia care permite deschiderea sau experiențialul de reflexie coranică, toate te situează într-o vulnerabilitate apăsătoare vis-a-vis de o critică aplicată. Ce își dorea de fapt Scrima? Modificarea limbajului teologic și simbolic, a referințelor cosmologice, a formulelor excesiv instalate, repunerea în chestiune a discursului teologic ortodox pentru o întâlnire viabilă cu tradițiile religioase proeminente, pentru a da seama de experiențe religioase diferite în interiorul tradiției creștine. Este o credință mai slabă pe fond, cu dogme specifice, și din acest punct de vedere subiectul trebuie clarificat cu cel pomenit insistent în sinaxarele Colegiului Noua Europa. Chestiunea mistice metafizice din jurul rugului aprins sau ceea ce au înțeles din această meditație spirituală Vasile Voiculescu sau Andrei Scrima pare de neevitat pentru reflecția teologică actuală, dar și pentru isihazmul din Carpați. În timpul imediat postbelic este prezentat ca un hub ecumenist în care au fost discutate ideile, nu mai știu cărui maestru sufit sau elemente de fizică cuantică. Isihazmul nici pe departe că se mișcă în termenii unor astfel de mituri urbane care decupează printre altele locuri comune ale unor consumator liminar de genom. Foarte apropiat de apostazie sau razan cu ea, trăind în proximitatea ei periculoasă, a trăit într-o margine fiindu-și sie și exterior, fără vreo rădăcină anume experiență, ceea ce lui i-a plăcut dintotdeauna să numească monahismul itinerant. Începând cu 1943, tânărul student de la filozofie și matematică a frecventat cu asiduitate Biserica Sfântul Maicilor din București, unde slujitor avea să fie Marcel Avramescu, cunoscut la acea vreme ca poet de avangardă, un mai recent convertit la ortodoxie. Împreună aceștia au mers la mănăstirea Antim, unde stareț a fost pentru o vreme părintele Benedict Iuș, în cadrul mănăstirii, fiind preocupat de viața spirituală, participă la adunările rugului aprins, prezidate de fostul publicist Daniel Sandu Tudor. Trebuie știut însă că în același timp au mers în paralel alte două centre de iradiere duhovnicească, unul în Transilvania, la Sâmbăta de Sus, în jurul părintelui Arsenie Boca, mutat ulterior la Prislop, altul în Moldova, cu părintele Ilie Cleopa, de la Slatina, mutat la Sihăstria. Încă din anii de studenție, Andrei Scrima a conceput un sistem de gândire antropologică apofatică prin care se explice reunirea mistică a contrarilor în persoana umană influențat de cursul de mistică și ascetică al părintelui Stăniloae, apărut în două părți la București în 1947. Mai târziu însă nu va mai recunoaște filocalia în perspectiva unei bune așezări spirituale. Dacă este acceptat de Biserica Română, în interiorul ei rămân discutabile chestiuni interreligioase evidente. Distincțiile de rigoare trebuie făcute și mai trebuie spus că religiile nu converg într-o unitate transcendentală, nu se unesc la un zenit al Duhului, la nivelul unui principiu genomian monoteist. Ambiguitatea teologică nu este model formativ pentru ortodoxie, ci pentru o altfel de reflexie arianistă, interesată în a incultura troien după un tipar pe turnanta sofisticată a lui Genon, bătrânul mason convertit la islam prin căsătorie. Tăcerea păstrată de părintele Stăniloae, ostilitatea vădită lui Valeriu Anania, rezervele preotului Ion Bria, care trecea drept ecumenist și nu prea face pomenire de arhimandrit, în ultimul rând referințele de mai târziu ale mitropolitului Antonie sunt de avut în atenție. Dincolo de Hristos, ca înainte mergător, s-ar afla universalitatea Duhului, care din meta-istorie pe toate le transcende. Modelul revelațional ne vine din Orient și din extremul Orient, avatara. Întoarcerea lui acasă, paradoxală ca sens, pentru că spre sfârșitul vieții și-a dorit să moară în India, se va fi vrut mai mult o revenire la sine decât o bântuire pe culoare labirintice ale propriei stări de conștiință. Apariția lui stranie în peisajul românesc din anii 90 reprezintă un simptom al progresismului mai nou, pneumatic. Eclesia pare că îi respinge alegațiile încă de la bun început. Câteva balize avertizoare sunt necesare ca adaos lămuritor pentru că ne referim la imaginea unei ambiguități constitutive, a unui cititor asidu al lui Heidegger și Genon, care credea că, dincolo de persoana lui Iisus Hristos, mai important ar fi un orizont al Duhului.
Teoriile Arhimandritului sunt problematice vis-a-vis de tema străinului, a itineranței, a Duhului care suflă unde vrea, a imprevizibilului lucrării lui Dumnezeu, dar și a mormântului gol ca dovada învierii Mântuitorului. Crezul și Calcedonul ar fi etape prin care Duhul ne conduce în universal. Ortodoxia este înțeleasă ca starea ființei aflată pe un punct al circumferinței manifestării, iar pentru a fi eliberată de această condiție precară ar trebui efectuat un salt sau o transpunere ontologică în centrul ființei totale al nemanifestării. Aceștia sunt termeni ghenonieni în mare măsură, pe care i-am tratat împreună cu Părintele Neofit în două cărți publicate în anii 2021 și 2023, numite Cum vorbiți despre isihazm și Mistici metafizice, două volume, apărute la editura Chipul Iconic. Inițierile succesive cărora le-a fost protagonist hirotesia specială pentru rugăciunea isihastă, moștenirea primită de la Ivan Culâghin, inițierea de la Montserrat, întâlnirea onirică de la Rod cu Ceapăl cu Rumii, sunt trepte exoterice ale unor frânturi de revelație primordială, iradierea Duhului a unui pol spiritual suprem care ar subîntinde ezoteric cunoașterea lucrurilor. Însă marele inițiat care îl va conduce la Antim va fi autorul maran de literatura avangardistă Marcel Avramescu, cel căruia Steinhardt îi creionează în Jurnalul Fericirii un portret psihologic, normativ și obligatoriu pentru apologeții săi, de o exactitate uimitoare, aproape imposibilă. Schema ghenoniană este evidentă, creștinismul ar fi un centru spiritual secundar, cândva în consonanță cu tradiția spirituală supremă, singura care avea puterea să confere inițierea deplină. Toate aceste centre secundare ar fi convergente axial într-o viitoare împărăție a Duhului. Este cert că el a avut de mâncat o altfel de pâine inițiatică, niciun caz spre ființă. Predilecția lui este pentru aspectul evanghelic ioanit, nu întâmplătoare, pentru că dimensiunea inițiatică sau ezoterică a creștinismului a fost dintotdeauna reprezentată prin Sfântul Ioan Teologul, dar și prin Ioan Botezătorul, primul ca figura bucuriei, cel de-al doilea ca model de pocăință, de asceză. Altfel, creștinismul este unul pretins a fi ezoteric. Ioan Teologul este asimilat solstițiului de vară descendent, celălalt Ioan Întemergător al Domnului, unui solstițiu de iarnă ascendent, propune un creștinism masonic subsidiar și solstițial al corespondențelor axiale cu rădăcini ghenoniene. Tocmai această lucrare trebuie avută în atenție de către teologii care se amestecă în discuție. Comentariul Evangheliei după Ioan sau Biserica Liturgică, aparent ancorate într-o tradiție organică răsăriteană, sunt exteriorizări personale ale unor date ezoterice care permit accesul spre zenit ca verticala cunoașterii sau după o altă lectură spre un pol spiritual situat chiar undeva în lumea subpământeană. Această structură de gândire a credinței, desigur că e greu inteligibilă unora. Fascinați de propoziții bisericești aparente în regulă, dar care în realitate sunt semnele sau simbolistica unui conținut ezoteric pe care îl consideră net superior, care ar transcende tradiția creștinismului răsăritean. Înșelarea este evidentă. Arhimandritul nu pare a fi transmisătorul involuntar al preceptelor unei organizații inițiatice, ci odată cu trecerea anilor dă impresia că știe că e ghidat. Simultan, Părintele se situează mistic pe două niveluri de ordine diferite ale realității, cele care țin de ezotericul și de ezoterismul tradiției. Același tratament mistic îl găsim la Berdiaev. Însă trăimea sau cristologia sunt categorii ezoterice sau religioase care indică spre centrul unei reflexii epistemice situat pe un nivel de realitate diferit. Ezoterismul îmbracă doar haina unui ritual văzut și religios pentru a indica spre altceva. Ierarhia inițiatică nu ar avea legătură cu ierarhia bisericească, iar a doua nu are jurisdicția decât în formulele unor rânduieli tipiconale. Antonie Plămădeală a înțeles cândva toate acestea, făcând o trimitere misterioasă la nomina odioza. Nici Arhimandritul, poate nici Marcel Avramescu nu pot fi înțeleși decât prin reflexia ghenoniană. Mai mult decât atât, Scrima aplică retrospectiv modelul său de înțelegere unui preot refugiaș onest, probabil foarte ancorat în rugăciunea inimii, l-am numit pe Ivan Culâghin. Din scrisoarea testimonială a protoiereului, apocrifă, pare că își revendică acele idei ale itineranței cunoașterii spirituale ale înstrăinării de propria tradiție, care indică semnele unei treceri spre cunoașterea monoteistă în Duhul. Este limpede că vorbește un altfel din limbaj teologic, dând o haină doctrinară creștină tradiției metafizice. La fel au făcut cu milenii în urmă Origen sau Evagrie. Scrima proferează același gnosticism metodologic, renegându-și constant maranic propria conștiință, tăgăduind până și apostazia. A fost monahul gnostic, aproape mesianic pentru ucenicii naivi și pneumatici, exercitați de același snopist tulbure în Bucureștii anilor 90. În acest punct de vedere și Mihail Sebastian, autor al unui jurnal dubios, interpolat post factum, nărav preluat de Scrima, dar și alți convertiți, par a desena patternuri
mistice, șabatiene, tot ceea ce înseamnă tradiția metafizică nu poate realiza unirea deplină cu Dumnezeu, numai creștinismul răsăritean oferă revelația unui centru ipostatic absolut, unul din treime, care se face prin întrupare purtător al naturii umane, pe care o asumă prin îndumnezeire. Doar în Hristos, centrul uman este și Dumnezeu. Aflați în spațiul binecuvântat al Învierii Mântuitorului. Îmi permit să aduc în atenție câteva cuvinte despre mormântul gol al lui Iisus, idee dragă arhimandritului Scrimă. Îngerul ne spune că Hristos a înviat, că nu este aici, însă nu pot să mă axez doar pe ideea de mormânt gol sau pe icoana numită Sfintele Femei la mormânt, chiar dacă a fost atribuită școlii lui Rubliov. Mormântul gol este indicat de Scrima ca gravitate în jurul Duhului. Important este să înviatul, nu atât semnul mormântului gol. Evanghelia spune că a înviat, că nu este aici, nu că acesta, mormântul gol, este semnul învierii. Putem să fim de acord cu dinamica personalizării, a transfigurării, nu cu una depersonalizării prin impersonalizare și dezapropiere, de retragere, de ștergere a urmelor. Învierea Domnului este proba veracității, se prezintă pe sine, însă o astfel de interpretare iconică te duce într-o zonă a transfigurării de dincolo de figură. Numai că transfigurarea este una a chipului. Interpretarea Evangheliei Învierii este importantă pentru că altminteri argumentez doar prin imaginea absconsă a unui mormânt gol. Problema Învierii este legătura dintre suflet și trup, în mormânt cu trupul uniat, cu sufletul ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase toate umplându-le cel ce ești necuprins. Hristos este cel ce este, nu o absență ca dovada Învierii. Nu e numai raportul cu mormântul gol sau cu aspectul golului, pentru că nu este acolo doar ca un argument al neantului. Hristos este pretutindeni ca Pantocrator, el umple prin învierea sa mormântul gol și iadul. Dovada mormântului gol ne-ar trimite la faptul că a fost înviat ca un avatar, nu că a înviat ca un Dumnezeu, risipind vrăjmașii lui cu moartea pe moarte, călcând, așa cum ne spune troparul învierii. În discuție este implicată o formă insidioasă de arianism, însă spiritul nu poate fi ținut captiv în moarte. El a trecut prin materia compactă a pietrei care acoperea mormântul. Piatra a fost dată la o parte, nu ca să învieze de acolo Mântuitorul, care a trecut prin ușile încuiate în Duminica Tomii, ci pentru ca noi să ne încredințăm că El a înviat cu adevărat. Absența este o prezență în interpretarea lui Scrima, argumentul prezență este că el e absent. Argumentul real este că e viu pentru că este viu, nu pentru că nu mai este acolo. Nu este ca o prezență a absenței, prezenței, care te duce în impersonalismul viu, vid. Dacă asociezi textul și imaginea iconică, nu este vorba doar de o absență. Niciodată nu poți să faci din absența de la mormânt o prezență ca semn al învierii. Descrierea arhimandritului pare ca o secvență de fotografie care constată că el nu mai este acolo. Amin. Mulțumesc frumos!